Bănuiesc că destul de mulți dintre cei care citesc Sfintele Scripturi știu întrebarea și răspunsul. Cum își va păstra tânărul curată cărarea? Răspunsul este același, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur astăzi să aduc în casele dumneavoastră, sper și în sufletul dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, doi invitați tineri, doi oameni frumoși, Emi și Simi. Mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți. Ne bucurăm. Mulțumim de invitație. Sper să vă bucurați, eu chiar mă bucur. Acum, dacă voi vă bucurați sau nu, o să vedem până la urmă. Știi, una e să zici, alta e să se și vadă. Că uneori eu, știi că era clasic așa la predicator, să încep cu mă bucur că sunt aici. De ce să le zic? Lasă, dacă văd ei că mă bucur, mă bucur. Dacă nu văd, o să le spun la final. Da? Noi am discutat mai multe subiecte și discutăm mai multe subiecte. Există un subiect care rămâne în frământarea noastră, biserica. Principial știm atâtea lucruri, biserica s-a născut în inima lui Hristos, este a lui Hristos, mâna lui și toate celelalte, dar omenește vorbind, trebuie să vorbim despre biserica prezentă, biserica zilelor noastre și dacă Dumnezeu va ține lume, viață și toate celelalte, ar trebui să vorbim puțin și despre biserica de mâine. Voi, ca tineri și care bănuiesc eu vă și implicați un pic cu tineri, aveți o slujire acolo, spuneți-mi și mie un pic cum vedeți voi tinerii astăzi. Okay. Mă bucur și eu să fiu invitat și cred că subiectul ăsta e unul care necesită atenție. Legat de tineri, tinerii mereu vor fi legați de lumea în care sunt cel mai mult. Dacă noi cunoaștem ceva bine, cunoaștem cultura în care trăim. Poate frații care trec de o vârstă deja se izolează, poate unii, și biserica e mult mai prezentă în viața lor, în aș putea spune, ritualurile lor. La tinerii, așa mai pe direct, dar fi nu-ți vrei să spui că eu cumva trăiesc în lumea mea de nu știu când și... Păi ne uităm numai la tehnologie, nu la telefonul mobil. Cine prinde cel mai repede? Cine știe cel mai bine să facă un transfer bancar, să-și facă o comandă pe internet? Nu? Mai puțin. Am avut și eu un Nokia de aia cărămid, așa, cu butoane, deci era ok. Da, dar nu mergea să spui, de exemplu, Biblia pe el, nu? Nu. Apăsam, răspundeam. Dar în același timp, ei sunt și cei care pot să aducă în biserică problema asta a culturii și să primească, sperăm, un răspuns de la biserică, de la frații slujitori, de la cei care sunt înaintea lor. Deci tu cumva vrei să-mi atragi atenția că generația, prietenii, tehnologia și toate lucrurile la zi, într-un mod mai mult sau mai puțin, adică mai mult, influențează, inevitabil, generația tânără. Da, clar. Tocmai de aceea pentru noi e bun, e de folos, e necesar. Daniel, Iosif, Estera. Păi, ce e cu Daniel, Iosif, Estera? Nu știu la ce se gândea Simi. Las că se gândește el, zi tu cum vezi tinerii astăzi îl întorc, că vreau să văd unde sunt ăștia cu tabletele și cu telefoane. Sunt pe aceeași linie cu Simi, în ideea în care cred că tinerii sunt într-un timp aparte. În ideea în care consumul lor de informație diferă enorm de mult față de cum consumam noi informație. Și aici mă refer atât la partea de cultură, care e în lume, așa cum o numim noi. În același timp, vezi felul în care consumă ei curiozitatea lor, cum consumă materialele bisericești. Mm-hmm. Accesul la tot felul de predici, la bloguri, la podcasturi, la oameni, apologeți, scrieri, bibliografii bogate, stufoase. Acum, care cred că e provocarea cea mai mare și cum ați și început, cum își va ține tânărul curată cărarea, cred că cea mai mare provocare pentru noi ca biserică în privința tinerilor de astăzi e să le îndreptăm sau să le câștigăm curiozitatea și înspre Scriptură. Ei o consumă, dar teama mea, ce văd la cultura de azi, e că suntem mai pasionați, poate ca și tineri, de persoane, uneori de cărți, dar nu neapărat de Hristosul din Scriptură. Și cred că asta e o provocare. Cultura e stufoasă, interesantă,
Tinerii au curiozitățile lor, dar nu știu cât de mult sunt îndrăgostiți de Hristosul din Scriptură. Și cred că asta e o provocare. Cum să aduci tânărul și să-i deschizi apetitul pentru cuvânt, efectiv, și pentru bogăția din cuvânt. Pentru spiritualitate, pentru adevărata spiritualitate, ca să zic așa. Bun, până mă întorc la tine, că mi-ai pus o întrebare în minte, mă întorc la Iosif, Daniel, etc., că mi-ai pus lângă telefoane și tablete și m-ai zăpăcit, adică... Ei au intrat în contact în lumea lor cu cultura și cu tot ce era ultimul răgnet, nu? Egiptul. Egipt, Babilon, oamenii cei mai puternici, oamenii cei mai influenți. Deci tu chiar ai vrea să mă lămurești că de la oi de acasă, de la tata în Egipt, era oarecare diferență și din lanțurile evreiești la Palatul Împăratului, în cea mai tare universitate, era o mică diferență? Păi acolo e un secret, nu? Cred că e un secret. Cum au ajuns ei, oamenii ăștia simpli, să fie totuși oameni care să aibă un impact, să poată să-L aducă pe Dumnezeu acolo cu ei. Bun, haideți să vă pun, că eu am multe întrebări care trebuie să mi le lămuresc eu în minte. Nu că ar trebui să lucrez cu tinerii, dar poate măcar vine mintea la cap, la bătrânețe. Ar trebui să plec din capul locului cu ideea că tinerii cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, dacă ei s-au născut într-o familie creștină și mai vin pe la biserică și au auzit de David și Goliat, sau, adică să-l iau ca un dat sau să mă gândesc că poate ar trebui să le explic. Ar trebui asta văzut în vorbit cu ei. Probabil că e la nivelul de minte, de informație probabilă. Dar nu știu cât e la nivelul de cuvânt viu care schimbă, care să fie, vreau să fiu și eu așa. Și aici intră comunicarea și o comunitate care trebuie să se facă, care trebuie să apară, care trebuie să crească în biserică. Chiar și cei care sunt foarte sceptici sau cei care sunt foarte analfabeți în ale Bibliei. Situația asta însă are din nou legătură cu ceea ce se întâmplă în biserică. Pentru că dacă tinerii poate nu mai știu așa de multe din Biblie sau nu știu cât de mult cred, ar trebui să vedem și la vârstele mai mari, frații mai în vârstă, câtă Scriptură mai știu. Cei de 40 de ani, cei de 50 de ani, este o generație care dă mai departe următoare generații. Și aici la noi în România e o problemă a generațiilor, că foarte multe din familiile astea au fost lovite de plecarea în străinătate. E o gaură mare între cei de 70-80 de ani și cei care sunt poate 20-30. Dar este speranță că sunt unii care poate nu apar la amvon, poate nu apar să meargă la nu știu ce slujiri, dar sunt unii care trăiesc cu Dumnezeu. Iau Biblia, o citesc, se roagă și dacă te duci în clasa lui, la școală, la liceu, colegii lui pot să spună, da, asta e un om, asta e un băiat diferit, asta e o fază diferită. Și asta e o încurajare care merită spusă. Da, astea sunt lucruri faine, să auzi că în generația noastră, în generația voastră, nu astăzi, sunt tineri care chiar îl caută cu seriozitate pe Dumnezeu, chiar dacă metodele sunt diferite, chiar sunt sinceri în umblarea lor cu Dumnezeu, chiar dacă umblarea lor este diferită, ce a însemnat umblarea mea. La mine problema cea mare este una, care nu e negociabilă, că nu pot modifica Biblia, nu pot modifica cuvântul. Deci, indiferent cum se schimbă generațiile, asta e convingerea mea, că materialul, cartea o poate schimba doar autorul. Dacă Dumnezeu ar schimba ceva în Biblie, eu aș avea o problemă cu el, adică un Dumnezeu așa cum schimbă el cuvântul. Și atunci aș pleca de la chestia asta că nu e negociabilă. Avem o singură Scriptură și când mă refer la o singură Scriptură nu mă refer la povești, tradiții, ci mă refer la cuvântul lui Dumnezeu. Cum să-i leg eu pe tinerii din generația aceasta de cuvântul lui Dumnezeu, cum să-i ajut să
îl citească, să-l îndrăgească, să-l creadă, apoi să-l împărtășească? Da, cred că asta e cea mai mare provocare. De multe ori mă gândesc ce slujbă provocatoare sau grea, n-aș zice neapărat grea, dar provocatoare au cei care sunt lideri și păstori în special. Ținând cont că apetitul în viața unui creștin, după cuvânt, după Scriptură, după Hristos, e dependent de Duhul Sfânt care face să înflorească dorința, mă gândesc că de multe ori, cel puțin eu, mă găsesc deficitar în a face tinerii curioși, în a găsi metode, găsi soluții și din punctul ăsta de vedere o văd dificilă atunci când mă pun pe mine în situația în care să fac lucrul ăsta, să trezesc interes, să trezesc pasiune. Dar totuși te ajută ei, nu? Că dacă stai la biserică și predici sau vorbești, frații, surorile, cei care au venit, sunt politicoși, nu știu ce. Dar dacă sunt eu întâlnit de tineret, dacă s-o plictisit, se apucă să povestească cu el lângă, tu îți dai seama imediat că ai pierdut contactul cu el. Corect. Ei n-au jena asta. Deci ei nu sunt ca bunice că stau sfinți, că trebuie să stea sfinți. Ei au alte preocupări, da. Clar, i-ai pierdut, te-au salutat. Eu am rămas un pic surprins, nu foarte surprins, eu totuși surprins și vorbim de ani buni în urmă. Acum excludem neapărat că am fost eu acolo, poate că așa a fost o seară, în fine, să lăsăm și modestia așa. La final îmi zice liderul tineret, să știi, frate, și că le-a plăcut la ăștia. Adică erau foarte... Dar zic, cum ți-ai dat seama? Păi ce, ăștia te fluierau, frate, dacă nu le plăcea, sau toți erau pe telefoane. Deci ăștia imediat te lăsau, erau într-o altă lume. Da, mi-a venit cam greu să crezi. Nu, frate, zice, că ăștia nu, ăștia, dacă nu i-ai captat, s-au dus, mai ai... Da, nu-s ca bunica care orice zice acolo e bine. Ziceam că e interesant faptul că generația părinților noștri obișnuia să rămână pe un post de televiziune așteptând să se livreze ceea ce pentru o oră sau canalul de știri livra, pe când un tânăr astăzi, atunci când are o platformă de social media, poate să dea oricând scroll, să intre pe un alt link, să vizualizeze o anumită predică sau un anumit subiect sau curiozități din lumea naturală sau știu eu. Nu doar că schimbă canalele așa cum obișnuiam noi să schimbăm, dar avem o oportunitate foarte mare și încă un avantaj, eu personal nu mă mai regăsesc, nu mai pot să urmăresc un post de știri sau un canal de televiziune în ideea faptului în care sunt obișnuit să măresc viteza la care se redă conținutul. Și YouTube face asta la 1,25, la 1,5, la 1,75x. Uneori parcă mi-aș dori să fac asta și în biserică și o spun cu toată răbdarea pe care am și prețuirea fratelui care vorbește în față, dar sunt momente în care mă regăsesc și eu în situația asta. Mă gândesc cum se simt tinerii care care au posibilitatea asta. Așa că nu doar că trebuie să fie interesant conținutul pe care îl aducem lor în față, și anume cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie să fie și calitativ. Cumva nu doar să le stârnim curiozitatea, dar și să-i facem să rămână acolo. Acum, cu noi. Eu nu știu dacă asta e de bine sau de rău. Tu zici că tinerii nu stau să urmărească. Nici eu. Nu zic neapărat asta că sunt. Bine. Deci nu stau la chestia asta și chestia aia cu, poate la finalul emisiunii îmi dai niște chestii cum pot da cu viteze mai mari. Adică, da, din punctul ăsta de vedere, poate pentru noi este o frământare și uite-ți bune discuțiile astea, pentru că, pe de o parte, să zic, noi cei din față trebuie să slujim o paletă foarte mare și pe cei și pe cei și pe cei, da? Și nu la toți merge cu foc automat. Corect. Dar nici să spui totuși relativ puțin. Acum eu mărturisesc, poate alții zic câteodată despre predicele mele, dar eu am predici, nu le zic la colegi în față, încă n-am puterea asta sau nu știu, să zic, băi, super fain, ce ai vorbit în 40 de minute, dacă ziceai în 20, adică era super să rămână. Eu nu știu dacă e bai cu mine sau e bine cu tinerii, dar cred că pe toți ne-a prins microbul ăsta. Probabil, cum zici tu, societatea care are atât de multe și îți oferă atât de multe. Bun, și întrebarea mea totuși, că voi cunoaște tine, dacă îi captezi cu ceva, îi ții? Cred că trebuie mers la personal, la direct. Asta e un lucru pe care ori îl iau și îl țin, ori îl refuză total. Deci, practic așa e Evanghelia, nu? Mergi direct la persoană, spune adevărul. Cred că tinerul din ziua de azi se livrează
multe, foarte, foarte multe minciuni. Frumoase, de altfel. Da? Multe lucruri care nu sunt adevărate. Și oaza de speranță ar trebui să fie biserica, în care ei află adevărul despre ei, despre Dumnezeu și despre problema lor. Bun, aici tot voi trebuie să mă ajutați. Deci hai să zic că eu încerc în biserică să-i ofer niște chestii, dar cum îl aduc în biserică? Știi că acolo îi dau pizza bună, dar cum să-l conving eu să vină că e pizza bună? Domnul Iisus, văd că a luat ucenici. Deci, altă soluție decât ucenicia, nu știu să fie. Decât model, decât exemplu personal și mărturisirea cu gura. Tu ai sărit la o întrebare care n-am pus-o, că următoarea întrebare era, oare Domnul Iisus ar descurca cu tinerii din generația asta? Cu siguranță. Știam că o să spui așa, spune-mi de ce. Cu siguranță, cred că în înțelepciunea lui se adapta foarte ușor și cred că la asta suntem și noi chemați. Pe de o parte să vedem exemplul lui de acum 2000 de ani, dar să luăm care, apropo, a fost între oameni, deci timpul cu tatăl era un timp cu tatăl, dar foarte mult Iisus era între oameni. Cum văd că s-ar adapta? În ideea în care mă uit la categoriile sociale cu care el lucra acum 2000 de ani, de la femei de cea mai joasă speță, la oameni compromiși financiar, la vameș, la oameni cu multă bogăție, la oameni săraci, la pescari, la oameni simpli, fără prea aveau adaptabilitate și asta mă face să în timp ce era același. Exact. Și asta mă face să cred că cu siguranță, chiar și cu generația TikTok, Instagram, Facebook, se descurca. Și cred că suntem chemați. Crezi că ar avea telefon? Bună întrebare, asta nu știu să spun, dar... Să sune după Petru și Ioan, că nu mai vin cu măgară sau ceva. Da, probabil, da, nu știu să spun asta, dar e o întrebare bună, e o întrebare pertinentă. Nu mi l-aș putea imagina cu un telefon în mână, dar... M-aș fi gândit ce are, iPhone sau Samsung, eram curios, sau Huawei, nu, glumesc. Dar, da, cred că s-ar fi descurcat și... Și noi suntem chemați să învățăm de la el. Acum el a mers cu barca ucenicilor, nu știu ce fel de barcă era, de la ucenicilor, nu când a mers pe mare, da, nu? Da, corect. Deci s-a folosit de ce au ei, n-a spus, măi, nu-mi place barca voastră, hai să luăm alt model, că ăsta cred eu că e mai bun. S-a folosit de năvodul lor când a făcut minunea. Da. Pe de altă parte, când a venit tânărul bogat și a spus că vrea să... afle răspunsul la cum să aibă viața veșnică, a trecut peste hainele lui, peste întrebarea lui și a mers la problema lui, la problema iubirii de ceea ce avea el, mai mult decât ceea ce dorea, cel puțin cu cuvintele lui. Da, bine, acolo era și un test, adică pe de-o parte eu văd când spune bunul învățător și Domnul zice de ce mă numești bun, pentru că doar Dumnezeu este bun. După logica mea, ce ar fi trebuit să spună tânărul bogat? Păi tocmai de asta îți spun bun, că eu cred că tu ești Dumnezeu. De asta îți spun. Sau al doilea lucru, când el era atât de mult interesat în viața veșnică, Domnul spune, chiar te interesează viața veșnică, mută-ți toate bogățiile dincolo. Că asta de fapt îi propune, mută-ți toate bogățiile dincolo. Știi, Iisus, eu vreau viața veșnică, dar deocamdată, da, teoria și practica. Dar nu, chiar sigur că Domnul Iisus Hristos ar fi descurcat în fiecare generație, nu devenind ca ei, ci apropiindu-se de ei ca să îi transforme pe el, cum este el. Da? Și sunt de acord cu Simi în ideea în care doar prin ucenicii îi mai putem aduce. Adică nu văd generația actuală fiind atrasă de ceva sclipitor pe care biserica să-l făurească, ceva metode deosebite, ci cred că exemplu altor tineri care frecventează biserica i-ar provoca. De ce tu îndrăznești să mergi acolo și totuși să fii în grupul nostru de prieteni? Cum de nu te rușinezi să mergi la biserică și să ai discuțiile astea cu noi? Interesant creștinismul tău. Cred că asta îi provoacă. Și bun, dacă aș gândi o strategie doar prin ucenicia, aș gândi eu. Bun, și atunci, ca să înțeleg eu, mi-ați recomanda să iau, nu știu, 2, 3, 4, 5 tineri de care să mă ocup mai mult, ca apoi la rândul lor ei să se ocupe de alții și de care nu mă pot ocupa eu, vorbesc limbajul lor. Ați avea timp? Bun, dacă nu am timp, atunci ce fac?
Bun, este și chestia cealaltă, dacă nu am eu timp și poate nu am timp pentru chestia asta, să găsesc pe cineva care să aibă timp. Pentru că nu pot blama o generație, adică dacă îi blamez prin definiție, oricum i-am pierdut. Dacă nu vin, lumea nu vine să fie blamată și etichetată și să le spunem noi că ei sunt buni de nimic și că e sfârșitul lumii, cu asta nu cred că îi câștig. Și atunci o renunț la biserica viitorului și zic gata, slujba mea este să vă țin pe voi în viață, să vă îngrop sau mă îngropați voi. Ori dacă mă gândesc la viitor, mă gândesc la cineva, eu nu am timpul efectiv pentru că sunt prins în altceva, dar găsim pe cineva care să aibă timpul să se ocupe de chestia asta. Bun, ar fi super dacă și părinții poate s-ar implica mai mult, dar cum vedeți voi legătura între adolescenți și părinți, tineri și părinți? E o legătură firavă care se dezvoltă în ani și se poate strica ușor. Nu știu, numai când te căsătorești deja, depinde ce ai făcut. Dar am văzut, am apreciat mereu fete care sunt într-o strânsă legătură cu mamele lor, băieți care sunt într-o strânsă legătură cu tații lor, și care seamănă cu ei. Bun, sunteți amândoi în conducerea bisericii. Seara asta vă dau mâna dreaptă de însoțire, inclusiv să faceți schimbări. Vreau să... E mult să ne gândim biserica peste 20 de ani? E prea mult să ne gândim peste 10 ani? Nu, eu n-aș avea problemă. Eu cred că Dumnezeu e credincios și își duce biserica peste generații. Nu-mi fac probleme. Sunt frați care se gândesc unde o să fie biserica în viitor. Bun, teoretic și practic. Și alții puneau întrebarea asta față de noi. Teoretic și practic în mâna lui Hristos. Este. Asta este liniștea că biserica este în mâna lui Hristos. Stați să vă spun că de ce vă pun întrebările acestea? Poate pentru mine, pentru cei din generația mea, care dacă ne mai dă Dumnezeu câțiva ani să facem ceva înțelept sau mai înțelept decât am făcut până acum, eu îmi place să privesc, nu știu dacă va lucra așa Dumnezeu, îmi place să privesc că, știi, lucrurile bune pot să fie mai faine de acum și cei mai buni să rămână, vinul cel bun să rămână la urmă. Și uite, m-am gândit la David. David a fost un om după inima lui Dumnezeu, a făcut lucrarea lui Dumnezeu, nu intrăm în detalii, și la un moment dat în viață îi vine ideea să facă ceva deosebit pentru Domnul. Și Dumnezeu îi spune, nu vei face chestia asta, apreciez intenția ta, dar nu vei face tu, ci o va face băiatul tău. Aici cumva m-a marcat încă o dată David. David, teoretic, avea două variante. Să spună, wow, o viață întreagă l-am slujit pe Dumnezeu, în sfârșit Dumnezeu îmi dă pauză, zice că am făcut destul și acum mai am câțiva ani, îmi iau una din neveste sau nu știu, pe toate, îmi vine copii, mă duc prin Hawaii sau pe unde, că am slujit cu una, oricum îmi este mare. În înțelegerea mea, David face o altă chestie. Deci eu nu pot să fac templu, îl va face copilul meu, generația viitoare. Cum îl ajut pe copilul meu să-i fie mai ușor? Și ultima parte a vieții o investește pregătind ce va face copilul lui în relația cu Dumnezeu. Acum, la modul sincer, chiar mă interesează ce vor face cei de după noi. Și în timpul vieții noastre și după... Și am întrebarea aceasta pentru mine și pentru alții. Din punctul vostru de vedere, ce am putea face noi ca tinerii mâine să-L slujească pe Dumnezeu un pic mai ușor, să le fie... E clar, din punctul meu de vedere, că dacă nu pregătea David toate alea, Solomon nu termina atât de repede edificiul. Da, chiar tot a pregătit, practic. Doar să se apuce de treabă, Solomon. E o întrebare grea, pentru că aici cred că vor da răspuns oamenii care au viziune. Oamenii care vor trece mereu peste ceea ce se poate face acum. Așa cum în timpul comunismului, noi nu l-am prins, eu l-am prins doar câțiva ani, nu mi-amintesc, au fost oameni care au avut viziune să fie radio creștin, să fie televiziune creștină. Mă gândesc că vorbele astea erau pentru dumneavoastră și pentru cei de vârsta asta. Lucruri
imposibile. E, probabil că tot așa ceva trebuie să fie și acum viziune pentru ca Evanghelia să fie vestită mai departe. Și probabil că viziunea asta trebuie să meargă acum înspre a trece peste niște bariere care sunt astăzi. Și să putem să spunem, peste câțiva ani, barierele astea, împotriva credinței, ori nu vor mai fi, ori dacă vor fi, vor fi biruite. Concret, rămâne de văzut. Da, bun, la David a fost teoretic un pic mai ușor, pentru că el a investit într-un domeniu material. Așa, din punctul ăsta de vedere, poate că noi, generația noastră, ne-am făcut partea, în sensul că vă lăsăm niște clădiri care nu mai trebuie să le construiți voi, poate o să le zugrăviți, o să faceți o altă arhitectură, dar cel puțin acoperișul da. Și pereții. Da, da. Punem lumini. Puneți lumini, da, treaba voastră. Nu, ne-am făcut, dar măcar vă dăm chestia asta. Dacă ar fi după David 100%, băi, ce idei îmi vin cu voi, mai bine nu le-a zice. David a lăsat și materiale și ceva bănuți, deci să vă lăsăm și în cont ceva. Deci, dar voi, într-un fel, mi-ați spus că dincolo de chestiile astea, care nu știu cât le-ați luat în calcul sau nu, voi ați spus că dacă aș investi în ucenicii, aș putea lăsa și niște oameni în urma mea. Și cred că e cel mai important. Mai gândesc și la exemplul spiritualității în familie. Simi aminteam mai devreme de relația firavă dintre părinte-copil și cred că relația asta se face tot mai firavă cumva și văzând de exemplu în familie de spiritualitate a tinerilor. Părinți ocupați, joburi prinși, uneori chiar alergând să slujească în biserică, poate prea puțin mai petrec efectiv acasă, într-o părtășie oarecum, în discuții în casă, da, despre ce înseamnă credința creștină. Noi alergăm de dragul copiilor să le oferim copiilor ce credem noi că e bine sau cum? Nu, n-a zice asta. Cred că cu dorință sinceră, poate de slujire în biserică sau de muncă fizică pentru un sprijin material sau așa mai departe. N-a zice că... n-aș merge pe ipoteza asta. Dar... O consecință e uneori neglijarea unei spiritualități în cămin, în casă. Duce la o relație fragilă, nu se mai vede un exemplu, un părinte care se pretinde a fi spiritual în biserică, crescând, slujind, poate uneori crescând pe alți tineri din biserică și cred că se nasc întrebări în mintea adolescenților sau a tinerilor de ce acasă e într-un fel, aici e într-un alt fel. Se face și mai fragilă relația și atunci eu ce cred... Mai e important pe viitor să le lăsăm o moștenire, ca moștenire, o relație de o profunzime, ceva mai aparte, în familie, în cămin, în cadrul căminului. În ce privește credința creștină? Discuții cu adolescenții pe tema asta, pe tema poate a slăbiciunilor noastre, ca, acum eu nu sunt părinte, dar probabil o să fiu, să fim transparenți în privința trăirii noastre, uneori deficitare și așa mai departe. Aș vedea și asta o moștenire pe viitor. Mă gândesc, cred că într-un fel sau altul Solomon a văzut ceva aparte la tatălui, care era după placul lui Dumnezeu și după inima lui Dumnezeu și într-un fel sau altul asta l-a motivat să meargă pe aceeași cale. Da, de asta cred că și aspectul ăsta al moștenirii unei spiritualități și a unei relații cât mai consolidate spirituale în familie e importantă pentru viitorii tineri. E importantă implicarea celor care se ocupă de ei în biserică, mentorarea poate altor, din partea altor persoane care nu sunt din familie, dar cred că și familia aduce un aport colosal. Vedem tineri care vin să ceară botezul înțelegând anumite lucruri din familii care, spiritual vorbind, nu sunt solidificate, dar vedem și tineri care vin din familii în care au crescut spiritual, au înflorit spiritual și e o diferență colosală. Și cumva te doare inima că nu au avut și ceilalți parte de o așa familie. Cumva ești nerăbdător să investești în ei și să-i ajut să crească. Și te întristează. Nu poți blama părinții, nu putem să băgăm vină și nu cred că ar fi corect. Dar ne întrebați la un moment dat ce am aduce ca și lider, dacă am fi lider într-o biserică, eu m-aș bucura și am încercat să dezvolt o astfel de relație cu părinții,
ocupându-mă de tineri adolescenți, le-am spus părinților, mi-ar plăcea să mă întâlnesc, dacă nu o dată pe lună, o dată la o lună jumate, mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu toți și să povestim despre ce se întâmplă, cum sunt ei, nevoile lor, cum... Cu părinții, te cu părinții, cu părinții. Da. Și am reușit să fac o astfel de întâlnire chiar înainte de pandemie. Urma să ne întâlnim după un weekend în care am ieșit cu adolescenții la o cabană, să mă întorc și să continuăm discuțiile. A venit pandemia și nu ne-am mai văzut pentru a doua oară, dar ce îmi doresc e să cei care lucrează cu tinerii din biserică să aibă o relație foarte faină cu părinții și să vadă nevoile pe care ei le descoperă acasă la tineri, corelate cu nevoile pe care cei care se ocupă de ei să le comunice lor și așa mai departe, să fie o relație faină. Cred că ar fi fain dacă părinții s-ar și ruga pentru cei care lucrează cu copiii lor, că eu mă gândeam de multe ori că vorbim de copii, că vorbim de tineri. Eu nu pot cu doi acasă, știi, îmi sar capacele, dar tu trebuie să te descurci cu 22 și să nu sară capacele, tu să fii mai spiritual și măcar dacă eu nu reușesc sau nu găsesc metodele necesare și tu te-ai dedicat mai mult să investești în asta, măcar cumva să îți oferi informațiile necesare, cum ai spus, dar să te ajut și cu suportul spiritual, știi, să mă apropiu eu de tineri sau ei de mine. Cred că noi ar trebui să facem primul pas. Cred că cel mai important este să vadă că vrem împreună cu noi la slujire, la cântare, la cuvânt, la părtășie, la rugăciune, dar nu o obligație. Eu am copil și auzeam discuții între un frate mai vârstă și un frate mai tânăr. Mă, unde ai fost aseară? Aproape să le ia la bătaie când a fost la biserică. Acum, pe de altă parte, nu poți să-l întrebi astăzi pe un tânăr unde a fost, că te întreabă ce treabă ai tu cu mine. Adică, pocăit în biserică, deja botezat. Nu înțeleg care, ce suntem în familie, ceva aici, ne trage neșireturi și ești și șocat. Deci, trebuie găsită o metodă care să treacă undeva într-un echilibru. Să nu fie nici extrema autorității impuse, nici a lipsei de autoritate. Și aici rămâne relația. Relația care e dificil de născut, de crescut acum în tehnologie, în izolarea pe Facebook. Și o chestie aparte la adolescenții care cresc acum și vin din urmă și tinerii, generația Z, dacă putem să-i numim așa, au un simț aparte la oameni falși sau cu intenții false. N-a zice falși, dar cu intenții false. Miros imediat, măi, tu vrei să mă ucenicizezi, vrei să mă iei sub aripa ta. Nu că nu s-ar bucura de asta, dar imediat simt dacă e ceva forțat acolo. Dacă chiar e o persoană căruia îi pasă de ei și vor să se implice într-un mod autentic în creșterea lor, se bucură, dar atunci când e doar o obligație, măi, ți-a zis nu știu care să vii, să ai grijă de mine, să mă iei sub aripa ta, să nu știu cum, imediat faci asta din obligație. E ok, poți să iei pe altcineva dacă vrei. Nu mai e, nu știu, cum zicea Simi, noi am fost o generație care am crescut cunoscând ce înseamnă autoritatea și uneori, chiar dacă era supărătoare, deranjantă, când venea cu astfel de întrebări mai devreme amintite, respectam autoritatea și vedeam un exemplu în persoana respectivă. Ei sunt mult mai abili, aș zice, în a detecta ceva fals acolo, o intenție falsă, ceva din obligație făcut. Dar când făcut. Ai standard dublu. Exact, standardul dublu cred că îl urăsc cel mai mult. Și bun, îl detestă. Cred că și resping persoane. Din punctul meu de vedere, eu cred că e super. Adică nu ne învață Biblia să fim autentici, da, cu o inimă asta. Dedicată, da, nu? Da. Cu inima împărțită. Deci atunci mai degrabă să-mi dovedesc disponibilitatea, vulnerabilitatea. Dacă mă cobor un pic de pe pedestal și ajung și eu om între oameni, o să pierd sau o să câștig? Cred că de cele mai multe ori o să câștigăm. De cele mai multe ori. Deci fără rotița aia în jurul capului, nu știu chestia asta. Cred că ei se sperie puțin de oamenii care se fac vulnerabili în primă instanță, după care își dau seama cât de prețioasă e vulnerabilitatea lor și cât de apreciat faptul că se deschid față de ei. Uneori fiind ei tineri și noi având o oarecare vârstă să recunoști anumite vulnerabilități, cred că îi încurajează într-un final
ca și ei să fie autentici. Da, eu cred că de cele mai multe ori vulnerabilitatea îi face să se deschidă enorm. Acum aveți experiență cu familiile. Cred că cel mai interesante discuții sau sfaturi sunt acelea în care veniți și discutați despre problemele lor, nu? Mm-hmm. Personal. Cred că e aceeași situație la toate categoriile. Atunci când vii și intri în mediul lor, în contextul lor, în cadrul lor, și nu poate la început faci, zic ghilimele, un fel de club sau un fel de împrejurări din astea de ale lor, dar apoi aduci principiile Scripturii, le spui adevărul, le spui de fapt care este realitatea, care este situația și le dai și speranță, cred că atunci se reușește. Poate acum am pierdut un pic cu tehnologia asta startul și am fost mai mult captați tinerii de ceea ce se întâmplă în online, de anumite persoane sau situații sau servicii care sunt pentru ei cumva un fel de hrană, nu? De câte ori deschizi Biblia și de câte ori deschizi Facebook într-o zi. Ai putea să-i pui unui tânăr întrebarea asta, dar nu eu pui, că știi care e răspunsul. Ce faci atunci? Păi, poate ar trebui să intri acolo, în Facebook-ul acesta și să... Și acolo, e foarte interesant că acolo îi vezi pe alții care sunt tăcuți când se apucă și vine și spune cineva o prostie sau o erezie sau o minciună și îl vezi pe respectivul care poate în biserică n-a spus niciodată ceva, îl vezi pe acolo că comentează și nu vorbește aiurea, vorbește și bine. Băiat, fată. E un mod de exprimare a lui, da, care da, este chiar da. la îndemână. Da, și dacă ei sunt acolo, acum vreți să mă băgați în lumea virtuală. Da. Un lucru care cred că va folosi întotdeauna oricărei generații viitoare este a lucra împreună. Petru și Ioan, nu? Pavel și Marcu, care la început l-a părăsit. Mereu va lucra un astfel de parteneriat. Care sunt cei mai buni meseriași? Nu, mecanici auto. Cei care au furat de la cei de lângă ei meserie. E adevărat, sunt câțiva și eu am cunoscut autodidact. Deci n-au, știu, pe cineva care a fost orfan, dar acum a ajuns un antreprenor destul de succes omul și singur s-a descurcat. Vorbim de excepții, dar în general este regula ucenicul, maestru și celelalte. Da, s-ar putea chestia asta care ai spus-o chiar să fie o concluzie interesantă împreună. Pe de o parte împreună cu Dumnezeu, că este clar, fără puterea lui Dumnezeu nu putem face nimic, pentru că tinerii nu sunt transformați de metodele noastre, de ideile noastre, sunt transformați tot de Hristos, tot pe aceeași cale. Am vrut să mai adaug ceva, cer scuze. De ce e nevoie de împreună? Pentru că, la un moment dat, cel matur în credință, când va apărea ceva nou, va avea acel discernământ spiritual, pe care poate unul tânăr nu-l are, nu-și dă seama. Și va spune, aici e o problemă, hai să deschidem ochii. Bine, vezi, Ioan se adresează tuturor categoriilor, dar la un moment dat spune, v-am scris tinerilor pentru că sunteți tari. E o forță în voi și mă gândeam eu așa, când ai o forță, hai să zic, ai apa, știi, ca o forță, ai două variante, știi, să pui un baraj și mai devreme sau mai târziu ori îți rupe barajul, ori își face alt drum, sau să o canalizez și să mă bucur de toată forța respectivă într-o direcție. Și probabil aici ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să luăm toată energia tinerilor, valorile lor și spirituale și fizice, relaționale, că sunt binecuvântați de Dumnezeu pe foarte multe planuri, și să vedem cum îi folosim în lucrarea lui Dumnezeu, nu neapărat după metodele noastre, ci să fie lucrarea lui Dumnezeu din punct de vedere principial, chiar dacă unele lucruri sunt diferite. Și asta, până la urmă, poate că asta a fost și chestia din emisiunea noastră, să fim un pic împreună, să mai scormonim un pic lucrurile, să vedem unde se face bine, ce se poate face bine. Vedeți o întâlnire de tinere și o întâlnire de biserică diferite? Într-o oarecare măsură, da. Nu că nu îi prinde pe cei mai tineri o întâlnire de biserică,
Pe de altă parte, cred că ar trebui să învățăm că și o astfel de întâlnire trebuie fructificată și ar trebui să îi încurajăm să, nu să o accepte, dar să o îngăduie, în ghilimele, în formatul în care există. Noi, cel puțin la tineret, nu păstrăm neapărat un astfel de format. Cu tinerii adolescenți, cu tinerii studenți, încă mergem pe un astfel de format, dar la un grup de adolescenți, probabil și pentru că e un grup mai mic, până în 20 de persoane, e efectiv ca o întâlnire de genul ăsta, doar că suntem 20 și stăm la discuție. Mai mult conversație, da? Exact. Dialog și... Dar cred că ar trebui să încurajăm să iubească și programul liturgic, ca să spun așa. Pentru că e o bogăție și în aia. Închinarea, rugăciunea e o bogăție. Dar ce aș risca dacă le zice tinerilor să pregătească ei un program de duminică seara, fără să ne amestecăm deloc? Ar fi o teleportare în viitor? Acum, anumite biserici, în anumite biserici slujesc numai tinerii. Și asta e cu bune și cu rele. Deci sunt anumite biserici care asta fac. Te uiți dimineața că e seara și te întrebi, dar unde sunt frații în vârstă? Și acolo sunt numai cântec de tineret, numai predică stil carismatic. Nu cred că e niciun risc. Riscul apare atunci când nu găsești astfel de tineri. Nu, cum să spun, eu cred că oricum când ne ducem noi, asta o să se întâmple. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Și atunci, poate că dintr-un punct de vedere, mai bine să văd ce vă poate cap acum. Și eu știu cu un pic de înțelepciune să găsesc metoda în prea care să spun, băi, 90% a fost super fain, adică ați fost pe Evanghelie, pe planul lui Hristos, dar la 10% mai lucrăm, un pic și hai să vedem, dar apreciez, altfel cum să știu ce e în inima voastră și toate celelalte. Da. Din punctul meu de vedere am văzut că avem și bătrâni flexibili, adică până la urmă vorbim despre cine? Despre copiii noștri, despre nepoții noștri, care... Nu ne interesează neapărat să fie ca noi, dar ne interesează să fie ca el și nu ne interesează neapărat să respecte regulile noastre, ci să respecte regulile lui. Acum am avut la un moment dat un studiu cu niște tineri și mi-au spus la sfârșit, te rog frumos, vorbește mesajul ăsta și în biserică mâine. Deci, cred că anumite nevoi sunt comune. Oh, sigur că da. Și mi-au spus, ok, și am zis, mai lucrez un pic la el, sunt niște exemple care se potrivesc. Aplicațiile vor fi diferite, da? Nu pot să vin cu aceleași situații, dar peste câteva săptămâni am venit cu aceeași structură de mesaj în adunare și a fost cuvântul lui Dumnezeu și a fost primit. Și nu ți-au zis, au spune chestiile astea și la tine. Am făcut odată, că și eu am făcut multe în viață, într-un serviciu de duminică după masă, cu biserică, cu bătrâni, cu toți, eu am ținut o întâlnire de tineret. Am abordat un subiect pur pe tineret, pe relație, nu știu ce chestii din astea, dar nici n-am explicat la început de ce fie liniștit și după ce i-am lăsat, tot am spus și acum... Știu că unii v-ați întrebat, bă, frate, ce nu l-ai ținut vineri seara la tineret? Adică ne-ai ținut aici pe toți cu o chestie? Și am spus exact de asta, ca să nu mai veniți la mine să zici, frate, dar mai spune-le din când, zile și lor. Ia că am zis în fața voastră, acum să vedem, vedeți și voi dacă se prinde ceva, nu se prinde, poate ajutați și voi. E bine, eu zic că atâta vreme cât există frământare, este bine. Dacă n-ar mai exista frământare, atunci chiar avem o problemă și suntem o problemă că nu ne mai frământă nimic. Am ajuns la stadiul acela. Sunt sătul, sunt bogat, nu duc lipsă de nimic și de fapt sunt mort. Mă bucur pentru lucrarea care o faceți. Continuați să investiți în tineri. Deși când vorbim acum de tineri, uneori vorbim de adolescenți. Probabil voi aveți și lucrarea cu studenții, nu? Dar eu cred că cu nădejde în viitor există speranță pentru lucruri frumoase și s-ar putea chiar să ne placă în biserica de mâine, când vom vedea că și tinerii noștri s-au maturizat, pentru că și noi, de ce nu o recunoaștem, când am fost copii, am gândit precum copii. Nu știu dacă ne-am maturizat, ne-am mai schimbat unele chestii. Poate că mirarea noastră acum este cum de ne-au permis atâta...
atunci, în copilărie, ne-au iubit, am fost ai lor, ne-au iubit și totuși au încercat să țină în noi și să așeze cuvântul lui Dumnezeu. Asta dorim și noi în viața voastră, să vă încurajăm, să iubiți cuvântul lui Dumnezeu, să credeți că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare generație, inclusiv pentru generația celor tineri. Și da, celor de vârsta mea și nu numai, dar celor de vârsta mea, rugămintea mea care o am și poate m-ați auzit și în alte ocazii, să nu criticăm foarte ușor tinerii, pentru că dacă stăm să ne gândim bine, ei sunt copiii noștri, adică i-am născut noi și seamănă cu noi, nu știu de ce ar fi altfel, apoi i-am crescut sau nu i-am crescut noi și oricum o dăm, până la urmă, responsabilitatea este în seama noastră. Dimpotrivă, mulțumim lui Dumnezeu pentru ei, mulțumim lui Dumnezeu că în sufletul lor sunt căutători după Dumnezeu, au deschidere, au frământări și dacă încă sunt dispuși să ne mai pună o întrebare sau să ne zică ceva, încă este speranță. Și, sigur, Hristos continuă să ne schimbe pe noi, să-i schimbe pe ei. Fiți liniștiți, biserica n-a rămas niciodată pe mâna noastră, a rămas în mâna lui și din generație în generație Hristos și-a clădit biserica și poate dincolo de imaginația noastră, într-o zi chiar va prezenta desăvârșit înaintea Tatălui și noi nu înțelegem cum, dar este lucrarea lui dumnezeiască. Încă o dată mulțumesc frumos pentru prezență. Fiți binecuvântați în continuare, binecuvântați pe mulți, rugați-vă pentru liderii de tineret, rugați-vă pentru tineri și rugați-vă la modul sincer, așa cum încerc să mă rog și eu, ce putem face noi cei mai în vârstă ca cei de după noi, asta nu înseamnă după ce am murit noi, ci cei de după noi în sensul că a venit rândul lor să poată sluji lui Dumnezeu, dacă nu mai înțelept, măcar un pic mai ușor, pentru că tuturor ne plac și lucrurile ușoare. Binecuvântați de Dumnezeu, să-i binecuvântăm pe alții.